Semafoarele sunt prezente pe întreg drumul național 73, chiar și acolo unde s-ar fi crezut că lucrările au fost finalizate. După ce a fost făcută fundația și drumul a fost acoperit cu un strat de asfalt, s-a început lucrul la poduri. Astfel au apărut semafoarele de la Țitești și Stâlpeni. Numai că și acolo unde existau podețe subterane, firma constructoare a luat decizia de a le reface. Astfel a mai apărut un nou semafor în dreptul primăriei Valea Mare-Pravăț. Aici este vorba despre două construcții pentru care s-a spart deja asfaltul, dar și de cea de-a treia, la câteva sute metri distanță de acestea, înspre Brașov. Despre situația acesteia v-am adus la cunoștință în urmă cu câteva luni, atunci când vă relatam că zidul de protecție a început să se surpe și asfaltul a început să se strice. Cu alte cuvinte, lucrările se execută ca în România, întâi construim, numai pentru a avea ce să surpăm mai târziu. Ca răspuns, firma executantă spune că așa a fost dat în proiect, adică să toarne asfalt pentru ca peste o jumătate de an să taie asfaltul și să surpe podul pentru a construi altul.